drumul spre casă. Și eu venit la mine, ei tineri și eu zic, frate, mama are cancer și moare. Dacă să o amăgim să nu mai cumpărăm medicamente, mai cheltuim bani, am acceptat să vii dumneata să-i faci ungerea și ne rugăm Domnului că doar așa e cancer și moare. Și eu am rămas dezarmat cu gândul ăsta că e cancer și moare. Dar m-am dus totuși, am făcut ungerea și am făcut rugăciune. Și după două săptămâni mă întâlnesc cu tineri. Frate, tot aici vine mama să o vindeca de cancer și nu mai are. Îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 14. Sunt Radu Mureșan și vă spun bun găsit! În cei 60 de ani de experiențe cu Dumnezeu, Alexandru Cherecheș a adunat multe pietre de aducere aminte, momente speciale în care a văzut mâna cea bună a Domnului Iisus la lucru. Unele din aceste frumoase trăiri ale invitatului meu le vom afla în minutele următoare. Însă, foarte pe scurt, vreau să vă reamintesc câte ceva despre dânsul. S-a născut în 1925, fiind al doilea copil dintr-o familie cu 5 frați. Pe la 14 ani a început să citească Biblia, iar după 4 ani de ezitări s-a întors la Dumnezeu cu toată inima. După terminarea războiului, Alexandru Cherecheș a predicat Evanghelia în multe localități din județul Cluj și din apropiere, iar în anii comunismului l-a slujit pe Dumnezeu ca pastor. Au fost anii cu cele mai mari provocări, dar și cu cele mai frumoase biruințe. Vă invit acum să-l ascultați cu partea a doua a mărturiei sale. Cum a fost căsătoria? Să trecem la un capitol frumos al vieții dumneavoastră. Nu, la căsătorie eu n-am stat de vorbă cu nicio fată. Până la căsătorie? Până la căsătorie. Adică dacă am dat mâna cu o fată, am dat mâna în public, așa, fără să am o discuție personală cu vreo fată. Pentru că am vrut să păstrez prestigiul, să nu spune cineva, păi l-am văzut eu pe Șoane, l-am văzut eu că cum să ne vorbă cu fata cu Dari. Deși fecele mă conjurau și ai fi și sat. Dar eu n-am stat de vorbă cu nici una. Am păstrat distanța corespunzătoare, cum spune legea circulației. Conduita preventivă. Da. Și unii s-au gândit că nici n-am să mă căsătoresc niciodată, fiindcă am păstrat așa o distanță față de... Și tinerii se fereau de mine, ca să nu mă... slăbiciunile lor să nu le știu. Și... No, și între timp mai erau două fete pe care preconiza că doar una sau alta ar trebui să fie cumva. Dar orice propunere îmi făcea, am zis, lasă că vedem noi. Vă propuneau părinții lor? Nu sau? Părinții, nu părinții lor, alții. Îmi ziceau, pentru tine ar fi bună fata cu tare. Dar am zis, lasă că vedem noi. Și eram afară la câmp. Când eram la câmp, am scris în cartea asta acolo, când eram la câmp, deodată am întors brezele ca să uște fârul și m-am lăsat un pic la orizontală și când m-am lăsat la orizontală, mi-apare cineva cu mielușeană legată de copanglic albă la gât și mi-o prezintă. Era o vedenie? Era în realitate? O vedenie, o fel de vedenie. Și atunci eu am pus o întrebare. Pe numele la cele două fete despre care era vorba, că e aia sau e asta la întâi? O zic că nu, e Iuliana. V-a spus numele mic. A spus numele mic, Iuliana. Nu am bine. Dar eu nu m-am mai frământat să văd ce se întâmplă. Cunoșteați vreo Iuliana? Nu, n-am cunoscut. Nici n-am știut unde e Turda. Mă uitam pe hartă, vedeam că există un oraș Turda, dar când treceam cu trenul către București, meream pe Făcăpia Turzii, nu prin Turda. Și nu știam unde e. Și, între timp, o văd pe soția mea, care a urmat să fie soție, o văd că spală haine la părău, avea o haină pestriță pe ea. Dar unde ați văzut-o? În vis. Am visat. Deci ați avut o înștiințare prin vis. Yeah. Și după ce am avut înștiințarea prin vis, aveam două. O cheamă Iuliana, are haină pestriță. Asta două. Și spală haine la râu. No, și ce să vezi? Noi am construit casa noastră
Și trebuia să iau 2000 de țigle. Pe vremea după război, fabrica de țigle din Câmpia Turzu făcea ceva țigle și repartiza la fiecare om cât să ardea noaptea, dimineața le vindea. Eu m-am dus la Câmpia Turzu să cumpăr țigle. Ca să cumpăr 2000 de țigle, îmi trebuia să stau 2 săptămâni acolo. Luam în fiecare zi câte 100 și ceva de bucăți de țigle și le depozitam în curtea la un frate, la o familie. Între timp, ziua era liber și seara mergeam pe la adunare. Când am ajuns la turta la adunare, o văd pe haină pestriță. Și întreb de cineva, auzi, cine-i fata aia? Păi, sora Iuliana, ale fratele de ea. Nu știu, Dea, că era socrul meu și el, Dea Alexandru, el era păstorul bisericii. Și avea să fie socrul dumneavoastră. Da. Și, nu, când am văzut amândouă mărturiile, că o cheamă Iuliana și că haina pestriță, am zis, asta-i. Gata, noi ne-am mai târguit. Am vorbit cu fratele Sima. În Cluj era fratele Sima Ioan, nu știu dacă vă aduceți aminte el. El a fost colonel în armată, dar s-a pocăit și pentru treaba asta l-a dus la canal. Și acolo sta 4 ani de zile, a venit acasă bolnav. Fratele Sima zice către mine, zice, viu cu tine. Eu i-am spus, frate, am nevoie de un frate care să cunoască familia noastră și să cunoască și familia lui Deac. Păi el era păstorul filiale și trebuie să-i cunoască, toți păstorii. Și eu venit cu mine pe la turta. De la turta, soția mea stătea la îmbogata. La 7 km de turta. O trimis vorba să vie socra, socru și soția, să vie la turta. Socra zice, ce? Dar nu mă duc. Vie, ce nu e stare să vie până aici? Ea era mai dură, așa, știi? O vine socru și o vine soția. Și când i-am povestit lucrurile, că cum eu vreau să mă căsătoresc și vreau să iau cu ea în căsătorie, socru mă întreabă, frate, păi, oare e la Domnul? Zic, 80% e la Domnul. 20% ne înțelegem noi. Asta a fost una din problemele cele mai dificile. Că ei au zis, zice, fata noastră e măritat, dar noi nu dăm de acasă. Dacă deci 20% a fost mai dificil. Da, asta a fost 20%. Eu n-am știut treaba asta. Dar Iuliana dorea să se căsătorească cu dumneavoastră? Categorică, da. Ea dorea. Ea și eu a avut post și rugăciune pentru starea căsătoriei. Dar nu știu nici care e situația. Și numai dintr-o dată s-o rezolva problema. Dintr-o dată Domnul a adus bărbatul, da, în viața ei. Și când am chemat-o, noi ne-am înțeles împreună, că noi nu discutăm împreună, nu ne îmbrățișem, nu... ne-am înțeles împreună și socra era tare supărată că, mă, dar asta nu o să o iubească niciodată, tu vezi cum stă la distanță de ea, știi? Și socru se apropie de mine și mă apropie de un pic de ea și mai... Zic, aud, nu ne-am înțeles. Ea era foarte sever în direcția aceasta și păstra distanța. Am păstrat distanța, eu n-am pus mâna pe ea deloc, numai după ce ne-am căsătorit, atunci. Nu, e adevărat că unii frați s-au potignit când au auzit că și eu m-am căsătorit. Cum, mă, dar ăsta nu stă de vorbă cu nimeni, cum e să căsătorit? Ei, da, am vrut să păstrez în curăție toată lucrarea lui. Și cu adevărat că am reușit, cu ajutorul Domnului, te-am împlinit 57 de ani de căsătorie împreună, și continuăm mai departe, cât mai este la numărătoare. Deci asta a fost căsătoria mea. Am avut 4 copii, dar pe soția n-am băgat în servici. Am zis, dacă ea merge la servici și lucrează de noaptea și eu sunt ocupat în lucrarea Domnului și ziua și noaptea, că ziua eram la servici și noaptea eram la Evanghelie. Și atunci am zis, de ce copiii mei să nu fie educați? Să nu fie copii străză. Și cu adevărat, eu am rămas acasă, nu am fost angajat niciodată, dar o grijă de copii. A fost o decizie înțeleaptă. Oricum, meseria de mamă e o meserie care cere mai mult de 8 ore pe zi. E 24 din 24. Cum a fost lucrarea de păstor? Aș vrea să vorbiți puțin despre lucrarea aceasta și despre construirea primei case de rugăciune. E mare lucru. Și prima dată când am fost ales, eu nu eram în biserică. Biserica din Turda
s-a hotărât să aleagă un păstor. Deși era socrul meu, dar socrul meu era depășit în vârstă, era peste 70 de ani și tineretul a început biserica să crească. Deci să înțeleg că după căsătorie v-ați mutat la Turda, la socrii, da, de zona aceea. Mi-am mutat, că asta a fost problema, am ascultat de părinți. Că asta nu v-am spus, că aștia 20% trebuie să rezolvăm. Eu m-am dus la tata și am spus, tata, uite ce am găsit. Am găsit o fată și trebuie să mă găsesc. Bine, dar uite care e situația. Părinții mei au avut de gând să rămână cu mine la bătrâneță. Și am zis, uite, dar trebuie să mă mut acolo. Dacă dumneata zici cu un sfert de cuvânt, nu mă duc. Ce zici? Da, păi eu nu stric voia. Cum? Nu stric voia. Da. Nu. Și mă duc la mama. Mama tare, ținea la mine foarte mult, că era și ea credincioasă și eu credincioasă. Și... Dragul, cum să faci? Mamă, dacă dumneata zici cu o jumătate de cuvânt, nu mă duc. Ce zici? Da, păi eu nu vreau să strâng. Nu punea ea ca anumite condiții, dar nu am avut curaj să spună nu. Uh-huh. Și atunci am rămas. E 20% să rezolvam. Deci, după ce ne-am căsătorit, o mai durat 2-3 ani. Eu mai mergeam pe acasă la părinții mei, cu ea împreună. Și într-o duminică, frații din Câmpia Turzii au făcut o cerere la București. Să mă dea pe mine păstor la Câmpia Turzii. Turdienii au auzit și când au auzit, o chema filiala la Turda și gata, au hotărât și m-au ales pe mine păstor. Ca să nu plecați din Turda. Nu, că nu era să plec. Eu acolo eram. Dar eu am avut nevoie și m-au văzut că sunt capabil pentru lucrarea aceasta și m-au cerut. Și când vin de la părinți, spune, păi n-ai fost ieri aici, te-am ales ca păstor al bisericii. Și să vii la Cluj să-ți facă ordinarea. Să mă duc la Cluj să mă facă popă pentru Turda? Zic, nu. Să vii aici la fața locului dacă vrei să mă ordinez. Și au venit la fața locului în 6 februarie 1954, că fiica mea era născută chiar atunci. Cred că era mult mai bine așa, pentru că era întărită autoritatea dumneavoastră în fața oamenilor. Categoric, da. Și am fost ordinat direct păstor. Imediat mi-a dat 2 ani în primire, că era nevoie, era lipsă de păstori atunci. Iar după ce am început lucrarea aceasta, am făcut un devotament cu toată sinceritatea, cu toată seriozitatea. Am ținut cont, am pus la punct problemele în biserica din Turda, unde erau probleme destul de dificile, am ținut cont sfătuiri frățești cu ei și le-am arătat cum se intră în adunare, ce se face, cum se face. Și toate ședințele noastre au fost unse cu inimile, unse bucuroși. Au plecat și adunarea din 90 de membri, au ajuns la 700. Dumnezeu a dat o mare prăpășire. Da, sigur. Cum ați construit prima casă de rugăciune? Probabil că și construcția aceasta a avut o întreagă istorie în spate. Categorică. Construcția... Noi eram într-o căsuță, într-o baracă. Eram adunați acolo, dar eram atât de structuriți când dădea băncile afară și stăteam într-un picior acolo, că așa era situația. Și casa era proprietatea altuia și era un chiriaș principal care ne persecuta acolo și nu era. Abia am reușit să deschidem un geam ca să avem încă un hol unde să mai adune frață. Și atunci am hotărât că trebuie să facem o casă, să construim pe același loc. A fost o descoperire prin sora Rozalie de la Boranci. Am să lărgesc sărușii acestei case. Zic, gata. Domnul m-a hotărât. Și între timp discut cu comitetul și cu frață. Frațelor, trebuie să facem ceva. Frate, dar nu se poate, că una când ne demolează, că trebuie și... Și până la urmă, presiunea pe care aveam din partea Domnului era, trebuie neapărat făcută. Și am zis atunci, știu că altul nu o să mai fie pastor. Dar biserica din Turda trebuie să aibă casă de rugăciune. Și, într-adevăr, după ce am văzut că sub nicio formă toți sunt împotrivă, am hotărât și am zis așa, dacă găsesc 12 frați care își iau concediu de la 1 august 1972 și iau concediu, atunci pornesc.
că și Domnul Iisus a început cu 12. Am început și rugăciunea avans cu fratele Basilica Frâncu, care a fost aseară acolo. El supraveghea postul și rugăciunea la fiecare. Mergea seara la ei și zicea, nu, mâine trebuie să postiți voi. Zice, de acord, puteți, sau dacă nu puteți, am rezervă. Pui rezervă. Și legătura aceasta frățească o ținut de parte securitatea toate autoritățile. Deci nu puteau să pătrundă, să găsească între dumneavoastră informatori sau oameni de legătură. Nu, că n-am avut, că i-am dezarmat pe toți informatorii. I-am pus în slujbă. I-ați înarmat cu post și rugăciune. Da, postul și rugăciune era un lanț în jurul bisericii. Mașina securității trece pe lângă noi și vedea cum descărcăm suge de sac de ciment, pe când un om abia putea să iei un sac de ciment cu mare greu, că era problema. Dar la noi vineau sucele de sac. Și nu au zis nimic? Nu s-a legat nimeni de absolut. Nu s-a putut apropia nimeni. Dar ați avut proiect pentru construcție sau... Proiect am avut, dar nu am avut aprobări. Și ați început fără aprobări? Fără aprobări. Și totuși nu v-au făcut probleme? Ne-au făcut probleme, dar rugăciunea avans a biruit. Și când s-a terminat clădirea, în 3 luni de zile am terminat, i-am putut adăposti 1000 de persoane în clădirea aia. Cu balcone de jur, împrejur, sus, tot. Ați făcut o clădire uriașă pentru vremea aceea. Da, sigur că da. Și în momentul când s-a terminat, atunci frații cu postul cu rugăciune, eu cam întrerup lanțul. Cum întrerup lanțul? Cum ne-a trimis așa de la partid, de la primărie, să mergem tot comitetul acolo. Când ne-am dus la tot comitetul acolo, și domnule, v-am chemat să lămurim o problemă. Cine demolează casa? Că casa nu poate să rămâie. Ați făcut-o fără aprobare și cine demolează? Și după multe frământări am zis, știți ce? Nu demolat. Nici dumneavoastră nu demolam nici noi. Casa rămâne în picioare. Noi vom face o memorie prin care vom justifica motivul pentru care am călcat legile statului. Și asta și-a rămâne. Și așa a fost. Asta a fost o prorocie. Așa a rămas. Nu mai a avut curaj nimeni să se împotrivească. Am făcut memoriu în care am arătat cum cântă. Și am anexat și declarația șefului sistematizării, că într-adevăr zic, în fața noastră stătea două variante. Fie că să prăbușească casa pe 400 de persoane, că atunci eram 400 de membri. Fie că să prăbușească clădirea peste 400 de persoane, fie că să călcăm legea. Și am ales-o pe a doua. Am călcat legea și am făcut-o. Și pe tema asta o rămas în picioare casa de rugăciune. Și astăzi mai este în picioare și pe ce stradă? Am mai lărgit-o pe strada Avram Iancu, numărul 23.
Cred că în lucrarea de pastorație ați avut multă nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt. Cum ați perceput această călăuzire și în ce situații concrete Dumnezeu v-a călăuzit? De exemplu, am avut un caz la Săcel. Săcel aici lângă Cluj. La Săcel, preotul nu-i lăsa nici în casă să cânte vreo cântare, că zice că face propaganda. Preotul. Și atunci m-am hotărât, încă cu un frate, să mergem până la ei. Și fratele ăsta, când am ajuns noi cu biciclete, era problemă mare, doi domni cu biciclete, au ajuns la ei în sat, preotul imediat a trimis la familia asta patru persoane, patru bărbați de aia, bătăuși buni, care să ne bată, dacă cumva. Și între timp au apărut, eu am început să-mi iei la legitimație. Și am zis, domnule, cine v-a trimis pe dumneavoastră? Parohia? Ei. Zic, da, auzi aici, parohia nu are drept de legitimație. Are partidul, securitatea, Consiliul Popular, ei au dreptul să ne legitimeze. Dar parohia nu. Și atunci eu sărit cu gălăgie mare, că, tăi, domnule, dumneavoastră, faceți adunare aici și nu știu ce. Zic, vreți să ne legitimăm? Da, uite, adă-ți dumneata buletinul și îți arăt și eu buletinul meu. Facem o asemănare. Ce eu nu am venit la biserică cu buletin? N-ai venit cu buletin, am să stai la biserică, nu vine să deranjezi oamenii. Și între timp a intrat preotul. Că preotul a observat că avem discuție. A intrat preotul. Eu cred că e securist. Civil, îmbrăcat de oraș, că ăștia erau ei la țară, și au intrat în discuție pe linia de credință. Și atunci eu am zis că e dumneavoastră să ziceți tovarășul preot, că nu știam, e securist sau cine, dar felul cum a vorbit, uite, eu sunt reprezentantul raional al Bisericii Pentecostale în raionul Turda. Tu nu credeai că așa mă cunoștea din teorie, dar persoana nu mă cunoște. Și tocmai bine că, uite, vreau să vă spun că oamenii dumneavoastră fac adunări clandestine, probleme. Zădă că eu am înțeles că dumneavoastră ne defăimați pe noi. Păi nu m-am arătat diferența între una și alta. Zic, e bine să arătați diferența, dar nu în mod defăimător. Și când au văzut ei, bărbații ăștia ca niște brați, când au văzut că preotul se cere scuze, că eu eram protopop și el era numai preot, știi? Adică aveați o funcție mai înaltă pe cale, pe linie religioasă. Linie raională, eu eram pastor raional și el era local. Deci era mult superior față de el. Și el își cerea scuze acum. Și când au plecat curatorii ăștia, au zis, până în lumea, cât o trăi noi, nu mai merem să mai legitimăm pe nimeni. Au văzut că popa lor a rămas isopt. Și pe tema asta le-am dat o autorizație, nu autorizație, că autorizație nu putem să le dau. Le-am dat o dovadă cum că aparțin de Biserica Pentecostală și că ei vor funcționa până vă primi autorizația de la București. Ceea ce nu era speranță de primit, da. No. Și cu această ocazie am reușit să-i eliberez, să poată să adune. În ciuda tuturor împotrivirilor. Ați scris aici în carte câteva titluri de subcapitole în legătură cu călăuzirea Duhului Sfânt. Apare ce ca valută, mașina salvării. Da. Aș vrea să vă referiți la aceste momente. De exemplu, eu trebuie să călătoresc la Vâlcele, aici, în Vila Turda, la Vâlcele. Și am mai luat încă un frățior cu mine cu bicicletele. Două biciclete. Nu avem biciclete, nu era mijloc de transport. Și urcând pe dealul de Băgăului pe Vâlcele, mi s-a rupt lanțul la bicicletă. Trei bucăți. Nu în două, trei. Și atunci nu mai era ce să fac decât am zis, mă, și când mă caut în buzunare, mă, oprim eu camionul, mașină, ne ducă până acolo. Dar noi nu avem niciun ban. Ce să facem? Era rușine să opresc un camion. Și am pornit pe jos. Fratele ăsta l-a zis, mă, eu chiar aș lua cu bicicleta mea, dar bicicleta mea e slabă și eu, el era ca un copil. Am lăsat bicicletele amândoi și am pornit amândoi pe jos. Riscam să întârziem de la adunare, că era și o nuntă.
Și am întâlnit un camion care sta la marginea drumului. S-a oprit ca să iei apă din fântână, să-și debaje apă la motor. Și acum mă duc, mă, ăsta e oprit, ăsta nu-l opresc eu. Mă duc la el și zic, domnule, nu faci bine să ne duci până în văcere. Bă, da, zic, vă duc. Aduceți o găleată de apă și să bagă în motor și eu am plătit cu apă rece. Asta era valuta. Am plătit cu apă rece, ne-a dus pe amândoi, cu biciclete, cu tot până la Vărcele și am ajuns la timp, unde trebuia. Nu, asta a fost valuta cu care am plătit. Nu, a fost cazuri când autobuzul o întârziază jumătate de oră. De ce? Că trebuie să mă aștepte pe mine. Trebuie să plec din Turda, să mă duc la Sic, lângă, de la Gherla, încă 15 km. Și în Gherla avem la ora 6 fix autobuzul care pleca la Sic. Eu la ora 7 începe adunarea. Eu, ca să merg pe jos acolo, îmi trebuie 3 ore pe jos. Trebuie să mă duc cu o mașină de ocazie din Turda până în Cluj, din Cluj să mă duc până la capătul orașului și acolo să mă iau altă ocazie până în Gherla. Și stând, pierdând timpul pe acolo, am ajuns cu o jumătate de oră mai târziu. Mă uit la ceas și zic, gata, am pierdut autobusul. Dar un îndemn spune, du-te, du-te că-l prins. Am plecat pe jos din centrul orașului Gherla până la autogară. Și ce să vezi, când am ajuns la autogară, autobusul, singur autobuz, găsic, nu mai putea porni. Nu putea porni. Și atunci am auzit de la colț când spune, hai să o împingem. S-au dat jos niște bărbați de avoinici și au împins autobuzul ca să pornească. Și când am ajuns, eu i-am pus piciorul pe pran, pornit autobuzul. Slavă Domnului! I-am pus pedala de pornire. Dumnezeu v-a purtat de grijă să ajungeți la timp. La da, la timp, sigur. Și la prima stație, când s-a coborât un polițai, un milițian. Și atunci oamenii i-au spus la șofer, vezi, ăsta s-a stricat autobusul. Că mașina era băgată în viteză și cum era băgată în viteză, el s-a pornit electromotorul. Și s-a defectat electromotorul forțându-l. Și șoferul a strigat, a deschis geamul și l-a înjurat pe polițai, cum eu vin la gură. Că ce mestești, domnule, întrebările mele și mi-ai stricat motorul. Și... Da, eu în gând nu mi-a zis, tași, că ăsta a fost sluga lui Dumnezeu. Și într-adevăr, de două ori s-a întâmplat treaba asta, că am ajuns la timp la SIC, la biserică. Ați avut parte și de o călăuzire mai enigmatică în Suedia. Da, a fost o călăuzire foarte interesantă. Ce s-a întâmplat? Eram la conferință la Jönköping, în Suedia. Cineva a intervenit și 150 de români cu 3 autobuze ne-am dus la conferință. Asta după Revoluție? După Revoluție, 91, 1991. Și la conferință, când am ajuns acolo, când să plecăm, de acolo vine la mine un bărbat, tot român, zice, domnule, sunteți din România? Că aveam eticheta pe piept pe care scrie România. Da, nu vrei să ne duci o mașină în România? Bă, hai că iau, aveam aproape 70 de ani, dar de, iau. Mi-am luat angajamentul și m-am mai înțeles încă cu doi frați care și ei s-au hotărât să aducă câte o mașină la altcineva. Dar ei, fiindcă au luat harta la ei, eu am luat numai schița. Ce orașe trebuie să ating, să ajung la Marea Nordului. Știi că la Marea Nordului, din Suedia, se trece numai cu vaporul. Orice mașină, orice mijloc de transport, se trece cu vaporul. Și eu trebuie să ajung la vapor. Și când am plecat, păi i-am pierdut. Nu i-am mai văzut. Ei nu s-au mai luat după mine, s-au luat într-o intersecție, s-au luat-o în dreapta și s-au pierdut și numai treia zi au ajuns. Eu când am ajuns, întârziind după ei și așteptând și căutându-i pe ei, am întârziat. Când am ajuns la Istat, portul de la Marea Nordului, e un oraș bogat, așa, mai bogat ca Clujul, poate. E plin de semafor, cu mai multe benzi de circulație, mașini iese acolo. Și când am ajuns acolo, am zis, Doamne, dar ce mă fac aici? Suedeza nu, germana nu, poloneza nu, engleza nu. Română și maghiară era zero, nu, nimeni nu știa. Ce mă fac eu aici? Și eram așa de îngândurat că
ce să fac? Și atunci vine deodată un gând. Doamne, Tu mă poți ajuta. Și în momentul acela s-a așezat cineva lângă mine, partea pasagerului. Dar l-ați văzut? N-am văzut. N-am văzut pe nimeni, dar știam că e acolo. A, deci s-a avut senzația unei prezențe acolo, pe partea scaunului în dreapta. Și știam că e acolo. Și el mă dirija. Când ajung la intersecția asta, ocupă banda corespunzătoare cu ei la dreapta. Dar auziați o voce sau pur și simplu știați ce trebuie să faci? Instinctul spunea să iau la dreapta și m-am la dreapta, dincolo trebuie să mă duc înainte la intersecție, la alta, la stânga, și până mă scos din toate intersecțiile. Eu nu n-am realizat atunci ce siguranță am. Dar când m-a scos afară, a dispărut. Și aș știu că nu e acolo. Și m-am speriat așa de tare, am pus o frâră bruscă. Ce mă fac? Ce mă fac, în ce sens? Ce mă fac? Că dar cum să ajung? Că mai avem o oră până la plecarea vaporului. Uh-huh. Și unde să mă mai duc? Am ieșit din mașină, disperat, și am văzut doi bărbați acolo și le-am arătat prin semne că eu vreau să mă duc în Polonia. Gata, au uitat la mine în mașină și mă duc 200 de metri și poftim caseria. Bă. Deci ați mai mers 200 de metri în față. 200 de metri. Dacă nu apăsam pe frână, lăsam mașina să meargă din instinct, ajungea mașina și se oprea acolo. Și Duhul lui Dumnezeu v-a călăuzit chiar și în această situație practică. Da, practică, călăuzirea practică. Și după ce am ajuns acolo, sigur am plătit taxa respectivă și am intrat, am băgat mașina și am trecut prin Polonia, prin Cehoslovacia, prin Ungaria și am condus mașina până la Borș, aici la Vama. Nu, asta a fost ajutorul lui Dumnezeu, călăuzirea, că dacă în intersecție greșeam, până ajungeam să-i conving pe cineva că ce vreau să ajung... Pe un suedez, în limba română, să-i explicați. Da. Până ajungeam eu la asta, pierdeam că numai o oră aveam la dispoziție. Frate Cherecheș, în lucrarea de pastorație pe care ați făcut-o, cred că v-ați întâlnit cu atâtea cazuri de boală, de probleme în familiile fraților pe unde ați umblat. În cartea pe care ați scris-o, ați relatat cel puțin 42 de cazuri de vindecare. Aș vrea să vă referiți așa, la câteva dintre aceste situații, poate mai reprezentative. Una din problemele e o soră baptistă din Brașov, care avea părinții în Câmpia Turzii. Și ea era gravidă, foarte avansată, și deodată se îmbolnăvește de apendicită. Și medicii au spus, doamne, noi vă facem operația, dar trebuie să luăm sarcina. Că nu putem să facem o operație dacă nu luăm sarcina. Și ea n-ar fi vrut să iei sarcina. Ar fi vrut să nască copilul. Și am năcăjit și amărâtă cum era, au venit și au apelat la o soră pentecostală din Câmpia Turzii. Și aia mă sună la telefon, frate, nu poți să vii până la noi, că avem o urgență aici. Gata. M-am urcat pe mașină și m-am dus. Și când mă prezint acolo, ia cu ochii în lacrimi, frate, ce mă fac? Doctorii mi-au promis că dacă nu accept să-mi iei sarcina, să sparge apendicita și mor și eu, mor și sarcina și tot. Și atunci eu, așa mi s-a dat un cuvânt. Să știi că nu vei pierde sarcina, ci vei naște copilul. Și Domnul te vindecă. I-am făcut ungere și am făcut rugăciune. Și au plecat acasă, la Brașov. Când pe atunci Brașov, 200 și ceva de kilometri. Ce să vezi? Ea s-a vindecat de apendicită și a născut copilul. Și la anul, după ce a avut copilul 6 săptămâni, a venit cu bărbatul să împreună să urca pe tren. Și au venit la Câmpia Turzii și m-au sunat să mă duc să-i fac eu binecuvântare la copil, pentru că la rugăciunea mea Dumnezeu a ascultat și a rămas copilul vindecat. Asta e una din problemele. Și am mai multe. Diferite cazuri, sunt diferite. Au fost și canceroși. De exemplu, a fost o soră bolnavă de cancer. Copiii insistau să meargă la doctor. Ea bătrâna zice, nu, dragii mei, nu mai merg la doctor, că cheamă frață să se roage pentru mine. Ei copiii tineri credeau, era prea ei credincioși, dar când o dus-o la doctor, doctorul zice, auzi, n-are rost să mă cheltuiesc, are cancer, ce mare. Și eu venit la mine, ei tineri, și am zis, frate, mama are cancer și moare, dacă să o amăgim,
să nu mai cumpărăm medicamente, mai cheltuim bani, am acceptat să vii dumneata să-i faci ungerea și ne rugăm Domnului că doar așa e cancer și moare. Și eu am rămas dezarmat cu gândul ăsta că e cancer și moare. Dar m-am dus totuși, am făcut ungerea și am făcut rugăciune și după două săptămâni m-am întâlnit cu tinerii. Frate, atât ai de bine, mama. S-o vindecat de cancer și nu mai are. Ieri tot le-a spus, dragii mami, nu mai mergi la doctor, lăsați doctorul în pace. Și într-adevăr ea s-a vindecat și mai trăit, nu știu, 6-7 ani cât mai trăit, era bătrână. Chiamă-mă în ziua de necaz, chiamă-mă în orice ceas, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Chiamă-mă în ziua de necaz, chiamă-mă în orice ceas, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Vreau să aduc vițelii pe altar, vreau mulțumirea să-mi aduci ca dar, și împlinește-n grabă juruința ta, și eu, Dumnezeu, te voi asculta. Chiamă-mă ziua de necaz, chiamă-mă în orice ceas, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Chiamă-mă în ziua de necaz, chiamă-mă în orice ceas, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Ieri povesteați la o întâlnire cu frații în vârstă despre o situație în care o femeie a avut o scurgere mare de sânge. Da. Sora Pura Ana, Anil. În situația aceasta, ea era o persoană care și de altă dată i-am făcut ungerea și a primit vindecare. Și acum a ajuns la o hemoragie internă. Hemoragie la femeie și... Ei, bărbatul să erau numai slăbus, el o primi botezul acum, ea era botezată mai de mult. Și când a avut problema asta, eu a zis, nu mă duc la doctor, că știu ce face doctorul. Doctorul face curetaje și face niște treburi care, nu vreau să mă duc la doctor. Eu cred că Domnul mă vindecă. Și o lăsat 3 săptămâni, când a văzut că e în gura morții și că nu mai e nicio salvare, o trimis pe fiica sa după mine. M-o găsit la locul de muncă, la șantier, și zice, frate, să vii până la noi, că mamica e foarte bolnavă. Dar ce are? Păi hemoragie de 3 săptămâni. 3 săptămâni, tu? Păi cum i-ați lăsat? M-am dus acasă, am luat soția și am luat cu mașina și ne-am dus la vreo 7 kilometri de la noi, unde era satul ăsta bogat, acătunul ăsta. Și când am intrat în casă, ea era în coma, deja pierduse sângele și acum tata era îngălbenită, udau, trupeau cu apă, ani, deja nu mai vorbea. Mama s-a ieșit afară, că nu era pocăită. A ieșit afară și era în gura mare, era seara pe întuneric, tu l-ai că moare ani, tu l-ai că moare ani. Și atunci eu am zis că bărbatul său, față de ea, de ce n-ai dus-o la spital. Păi, dar nu vreau să meargă la spital. Păi bine, mă, dar tu ai lăsat-o să moară și mă chem să mă rog pentru ea. I-am zis așa mai dur un pic. Dar du-te repede după salvare. Am zis că de el, sau de ea. Că ea era în comă, era aproape inconștientă, dar ea auzea ce vorbim. Și mă uit la ea, când am zis du-te după salvare, mă uit că cu degetul face că nu. Nici atunci, în gura morții, nu era. Și atunci am făcut ungerea cu un de lemn și am făcut rugăciune pentru ea. Și după ce am făcut rugăciune pentru ea, o perioadă de timp ea stătea întinsă, fără mai sufla atâta. Și atunci el s-o provoace, bărbatul, s-o zice, Ani, mă duc după salvare. Și nu zice nimic. Și repeta 2 oară, și repeta 3 oară.
Și după ce repetă a treia oară, aud o dată, haleluia, ca dintr-o fântână. Haleluia, Doamne, îți mulțumesc. Am fost mortă și am înviat. Așa spunea femeia. Așa spunea ea. Nu. A început să se ridice de pe pat, cum era întinsă, și a început să curgă sudorile feței și să schimbe culoarea feței. Și zice, vai, fraților, ce frumoasă e viața. Mărire Domnului. No, și după bucuroși că ea s-a făcut mai bine, ne-am rugat Domnului, am mai cântat o cântare două și când am plecat, ea ne-a condus la poartă. Moartea ne-a condus la poartă. Și, într-adevăr, ne-a mișcat foarte tare problema asta și am zis că ți-o soție, zic tu, așa ceva n-am întâlnit niciodată. No. Și, într-adevăr, că a doua zi ne-am dus iară. De curioși, numai să vedem ce se întâmplă. Am zis că da, dacă cumva, numai pentru o perioadă de timp scurt. Și am găsit-o în bucătăria de vară, spăla vasele. Ce făsturare? Bine, bine, da, slavă. Păi îți dai seama dacă a pierdut sângele. Slavă, da, Domnul a tărit-o și a trăit mai multă vreme. Scriați aici despre o vindecare prin faptul că osul a crescut la picior. Aș vrea să relatați și cazul acesta. Aceasta nu s-a întâmplat prin mine. Era fratele Eden, nu știu dacă ați auzit de el. Fratele Eden, Donald Eden, din Anglia. A fost un frate ofițer în armata maghiară care, în timpul Revoluției din 1956, s-a refugiat în Anglia. Și Domnul l-a binecuvântat cu dar de vindecare. El spunea la bolnav ce boală are și se ruga și să vindeca. Și în momentul când el a venit la adresa noastră, că era vorba aia, securitatea îl urmărea, numai, a ajuns la noi la adresa și eu l-am luat și mi-am dus cu autobuzul la Câmpia Turzii. Și după ce s-a terminat adunarea în Câmpia Turzii, la o familie, ne-am retras și acolo a venit sora soția lui Beraru Ioan, care era conducătorul bisericii atunci. Soția lui căzuse și a avut o fractură la os și trebuia să-i adauge o bucată de os la fluierul piciorului, 3 centimetri. Și fratele acesta s-a făcut rugăciunea pentru ea și când a făcut rugăciunea pentru ea, Domnul i-a vindecat osul. Instantaneu. Da, pe loc. Doar zice, oprit-o de mână și acum să sai în piciorul ăla pe care... Și o trebuie să sară într-un picior, în cameră, cu piciorul ăla pe care a fost adăugat osul. Și a putut umbla fără să se vadă șchiopătare sau așa? După aia s-a angajat în serviciu, a mai născut copii și în 2000, eu am întâlnit-o în 2000, am vorbit cu ea, soră Ileana, să știi că eu te-am scris în cartea mea, bine ai făcut frate, că mulțumim Domnule. De atunci mă sunt bine și acum am întâlnit-o la Câmpia Turzii iară. M-am îmbrățișat și, no, slavă Domnului. Vindecarea a rămas valabilă. Au fost vindecări, sigur, toate vindecările sunt neobișnuite pentru că sunt însoțite de o minune. Da. Dar a scris și despre o vindecare prin carte poștală. Yeah. Cum s-a întâmplat? Fratele e în Câmpia Turzii. M-a făcut o carte poștală și m-a scris să mă duc la el să-i fac ungerea. Cine era din Câmpia Turzii? Fratele Deji, dar el nu mai trăiește acum. Fratele Deji era frate maghiar, dar vorbea mai rău românește, da? Și fratele acesta i-a trimis o carte poștală. Dar când a început să scrie cartea poștală, deja a primit vindecarea. Când a început el să o scrie? Yeah. Și a ajuns cartea poștală la mine, m-am dus la el, frate care se zice, mă, frate, când am început să scriu, mă vindeca Domnul. Dar am zis că lasă, vii până aici, te mulțumim împreună Domnului. Și într-adevăr, Domnul a vindecat pe carte poștală. Chiamă-mă în ziua de necaz, chiamă-mă în orice ceas, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Chiamă-mă în ziua de necaz, chiamă-mă în orice ceas, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Chiamă-mă în ziua de necaz.
Ne despărțim aici de Alexandru Cherecheș, invitatul emisiunii Drumul spre casă. Modestie, hotărâre, autoritate sunt trăsăturile care m-au impresionat ascultând mărturia de astăzi și nu pot să nu mă gândesc la Dumnezeu care poate să facă și cu noi lucrări asemănătoare, cu condiția să găsească în noi aceeași inimă pasionată și dedicată lui Iisus Hristos. Psalmul 81 cu versetul 13 spune: O, de m-ar asculta poporul meu, de ar umbla Israel în căile mele, într-o clipă aș înfrunta pe vrășmașii lor, l-aș hrăni cu cel mai bun grâu și l-aș sătura cu miere din stâncă. Iubiți prieteni, punem punct aici episodului de astăzi. Nu uitați însă să fiți alături de noi și la următoarea întâlnire, când vom asculta partea a treia și ultima a mărturiei lui Alexandru Cherecheș. Sunt Radu Mureșan, tuturor vă doresc har și pace!